nu, asta era problema. Dar vedeți dumneavoastră că o să vină toți ceilalți să se ceară. Asta se numește unul ca Caragia, asta a fost una din discuții. Foarte bine, poți să mergi să schimbi denumirea parcului dacă este o problemă. Ok, atunci asta e regulă. Bun, dar nu puteți să puteți să joc o chestiune care ține de memoria acestui oraș și o formă de respect față de o comunitate care, repet, are contribuție. Vreau să putem deglija. Vă rog foarte mult, e o chestiune de respect în primul rând față de istorie. Vreau să fac nu accept aceste argumente care nu intră în joc pentru că vor veni și alții să ceară. Să dea Dumnezeu în istorie să nu se mai întâlnesc niciodată un holocaust când va fi omenirea. Ca să mai întâlnesc nimeni să ceară un monument pentru așa ceva. Aduc aminte sau nu, dumneavoastră n-ați fost adusit, de-aia încercam să rememorez. Atunci s-a discutat, găsirea unei clasamente, dacă țineți minte, și a fost absolut de acord că mai bine ar fi să fie pe strata Borea, unde este o arheolă, și unde a fost mai de mult o benzinărie. Dacă deși solicită formula definitivă, acum începem din nou apul și... Dacă dați voie... Povestea și după aia să faceți... Dar nu e corect abordarea, deci ați abordat complet greșit. Nu, eu nu abordez din... Spuneți pentru că o să vină și alții și o să ceară. Repet, istoria sper și umanitate să nu mai văd niciodată. Nu asta istoria unui lui holocaust. Discutam asta, aduceam aminte care au fost discuțiile de la momentul. Dacă îmi permite, domnul primar, la vremea aceea... Dar termina. Deci, ăsta a fost discuțiile. Vile zic, decizia noastră la. Nu, noi rând, suntem consultative. Ce care cu 0,5? Nu, este un punct de vedere pe care nivelul ce mi-i propune. Asta este formula instituțională, pe bază de principiul de principiu mediu. Se pare corect ca să știți ce discuții s-a portat, fiindcă nu ascult de față. De bun, și dacă dânsii vin acum și au o soluție definitivă pe care ne-o propun. Eu să spun acum, știți, ne-am răzgândit pentru că acest part se numește altfel. Nu am zis să spuneți da sau nu. V-am rugat să ascultați o rememorare a discuțiilor de atunci. Atât. Doar bun, atât. Altă soluție asta nu există propusă. Aceasta. Definitiv acolo. Are cineva obiecție? N-are. Mergem mai departe și să dea plasament definitiv. Și închidem această discuție. O formă repede de respect față de acest oraș, față de comunitatea evrească și, repet, față de istoria cu care sper să nu ne mai întâlnim niciodată. Da? Pentru că, repet, nu discutăm aici de o altă statuie punctuală a unei personalități pe care o analizăm. Aici e vorba de holocaust, de ceea ce istoria ne-a dat din fericire ca moștenire. Și sperăm ca să fie un exemplu prin prezența acestui monument, ca niciodată în umanitatea, în istoria umanității, să mai întâmple așa ceva. Asta e primul semnal pe care vreți să-l transmită. Și repet, nimeni nu m-a abordat să spună avem o problemă acolo în parcul Caragiale cu acest monument. Din motive clujenii au arătat o formă de respect față de istorie și față de memoria victimelor care asta a fost în anul 1940, 41, cred că a fost 44, când a fost deportat. Asta este. Putem ascunde istoria orașului.